seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Încă un moldovean din cei 8 răniți în accidentul din Caluga a ajuns în această seară în țară cu trenul Moscova-Chișinău. O familie a fost pulberată de tren în această dimineață la intrare în satul Pervomaisk din Căușeni. O femeie a murit, iar fratele și părinții ei au fost grav răniți. O manifestație de solidaritate cu protestele ce au loc în ultimele zile în România a avut loc în această seară la Chișinău, fiind organizată de PAS, PPDA și PLDM. La București, zeci de mii de români protestează și la această oră împotriva guvernului Dăncilă. S-a manifestat și aseară, însă față de vineri, atmosfera a fost una mai calmă. Încă un moldovean care a fost rănit în teribilul accident din Caluga a fost adus în această seară la Chișinău cu trenul de la Moscova. La gara era așteptat de rude. M-am trezit când mă scoteau de mașină și apoi am avut un șoc de boală și m-am trezit în spital. Mulțumim lui Dumnezeu că a scăpat cu viața așa, e traumat, dar să fie tot bine, sperăm la bine. Doctorii că am fost capabili orice, să-l facă și să fie bine. Starea a fost stabilă, pe parcursul drumului a fost stabilă, fără ca să... că se agraveze. Am vorbit cu medici, a rămas două victime, în stare gravă. Tânărul de 20 de ani a suferit mai multe traumatisme, iar de pe peronul gării a fost preluat de o ambulanță și dus la Institutul de Medicină Urgentă. 8 moldoveni au fost răniți în accidentul de acum o săptămână. 5 au fost aduși acasă joi, iar 3 mai rămân internați în spitalul din Rusia. Tot joi la Chișinău au fost aduse cadavrele a 6 moldoveni care au murit în accident. Ei erau într-un microbus care a fost lovit de un Ford care a intrat pe contrasens. O familie, părinții și 2 copii a fost pulberată de tren în această dimineață. O femeie de 58 de ani s-a stins pe loc, iar fratele acesteia, care era la volanul unei mașini, și părinții au ajuns la reanimare. Tragedia a avut loc în jurul orei 11 în apropierea satului Pervomaisk din Căușeni. Șoferul automobilului nu a oprit la semnalul semaforului și a apăsat accelerația în timp ce trenul Marfar de pe ruta Chișinău-Căinar se apropia. Mașina cu cele 4 persoane la bord a fost lovită în plin de locomotivă și a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a scoate răniții dintre fiare. Este vorba despre 2 bărbați de 47 și 85 de ani și o femeie de 81 de ani care s-au ales cu diverse traumatisme. Abia în 2021, deținuții aflați în arest preventiv își vor ispăși termenul în penitenciarul de la Bubuieci, care urma să fie gata încă luna trecută. Au solicitat o majorare de preț pentru lucrările care urmează să le desfășoare și au solicitat și un termen majorat cu aproximativ 8 luni pentru finisarea lucrărilor, cu care n-a fost de acord nici membrii unității și nici membrii Consiliului și Comitetului de Supraveghere a Unității și Banca de Dezvoltare. Și atunci noi nu am prelungit contractul cu dumnealor. A treia seară de proteste la București, foarte mulți români veniți acasă au ținut din nou să arate că nu sunt de acord cu felul în care merg lucrurile în țară. Și aseară Piața Victoriei s-a umplut de oameni ca să arate că demonstrează pașnic, au stat așezați pe asfalt, iar unii le-au adus jandarmilor trandafiri albi. Nimic n-a mai tulburat manifestația. Vocile a zeci de mii de români nevoiți să-și facă un rost printre străini au răsunat din nou în Piața Victoriei și au cerut în același timp o Românie în care să se poată întoarce cu inimile deschise.
Manifestanții au venit cu mesaje puternice. Unii au purtat prin piață o păpușă uriașă care avea în mână o balanță, simbolul justiției. Alții au fluturat steaguri ale Spaniei, Statelor Unite sau Canadei, locuri unde au primit o șansă. Din Canada, tocmai de la 1000 de kilometri am venit aici. Mă aflu aici pe banii mei, pe cheltuiala mea, pe concertul meu aici în Piața Victoriei. Nu plec de aici până guvernul Dăncilă și Dragnea cade. Am 3 fete și una vrea să se întoarcă la Cluj, la facultate. La ce să se întoarcă aici? De ce domnii ăștia care au furat, hoții de fapt, care au furat 27 de ani, să fie iertați? De ce nu ne dau un an de zile să furăm toți, să ne dăm în cap și după aia să ne iertăm? În stradă au ieșit din nou și mulți români care trăiesc în țară. Sunt alături de diaspora și sunt împotriva guvernanților și mafioților din PSD în special. Oamenii au vrut să arate faptul că își doresc să protesteze pașnic, așa că mulți dintre ei s-au așezat încă din timpul zilei în mijlocul pieței. Nu se poate considera că sunt violent dacă stau jos. Toată lumea s-a așezat ca să nu fim gazați. Alții au adus trandafiri albi pentru forțele de ordine. Să stai în casă e mai înspăimântător. Vor veni și mâine și poi mâine și de câte ori e nevoie. În timpul manifestației, un tânăr a fost dus la secție după ce jandarmii au găsit asupra lui un cuțit. Un bărbat care a fost violent cu forțele de ordine a fost amendat cu 500 de lei, iar un altul care a încercat să forțeze un gard de protecție a fost ridicat de asemenea de jandarmi. Protestele s-au desfășurat pașnic față de mitingul de vineri. Atunci mai mulți manifestanți au rupt cordoanele jandarmilor și grupuri de agitatori au început să se bată cu forțele de ordine. Într-o ambuscadă, doi jandarmi au rămas prinși în mulțime și au fost luați la bătaie. Cel mai grav a fost rănită o femeie jandarm și a fost luată arma, iar cazul este cercetat de procurori. Femeia jandarm de 23 de ani a suferit multiple traumatisme la nivelul capului și corpului în urma loviturilor repetate încasate de la grupurile violente din Piața Victoriei. Din imagini se vede că ea a fost salvată de mai mulți protestatari care au format un scut în jurul ei. Printre cele 440 de persoane care au primit îngrijiri medicale au fost și copii și femei, iar în jur de 65 au ajuns la spital. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene, grenade cu fum iritant și tunul cu apă. Grupurile de huligani au fugit pe străzile adiacente unde au încedat mobilier stradal și copaci. Ministrul de Interne a venit cu o explicație la intervenția de vineri seara a jandarmeriei. Acțiunea de aseară nu a fost o dispută între jandarmi și cetățenii pasnici care au dorit să protesteze. Vorbim de huligani periculoși care au atacat autoritatea statului, iar statul nu înseamnă numai jandarmeria română. În imaginile apărute pe rețelele de socializare se vede cum jandarmii intervin în forță în timp ce protestatarii stau așezați pe asfalt. Dacă ți-am zis să-l așezi jos, ca urmare au fost întocmite 8 dosare penale și 33 de persoane au fost duse la poliție. Au fost date 23 de amenzi în valoare de 17.000 de lei. Forțele de ordine încă-l caută pe individul care a furat pistolul femeii jandarm rănite. Parchetul militar cercetează însă și modul în care s-a desfășurat intervenția forțelor de ordine. Anchetatorii vor aduna inclusiv plângerile depuse la secțiile de poliție. Solidar cu manifestanții de peste Prut, mai mulți oameni au protestat în această seară în fața monumentului lui Ștefan cel Mare din centrul capitalei. Ei au acuzat acțiunile partidului de guvernament de la București, făcând analogie cu situația de la noi. Mitingul a fost organizat de PAS, PPDA și PLDM. Stop violența! Stop violența! Stop violența! Demonstrația de susținere a protestelor de la București a început în jurul orei 18. În fața monumentului lui Ștefan cel Mare s-au adunat mai mulți oameni solidari cu cei de peste Prut. Suntem solidari cu acești oameni frumoși în lupta lor cu mafia. Noi vedem cărdășie, această cărdășie a devenit și mai evidentă după evenimentele de vineri. PD și PSD, aceeași mafie! S-a intervenit cu forța în protestul acela de vineri mari, care a fost organizat foarte pașnic. Conducerea actuală conducere din România este egal cu conducerea noastră din Republica Moldova. Să vină timpul și să le bagăm la pușcării pe toți. Aceștia au venit cu pancarte pe care au scris Chișinău, București, două inimi gemene care bat în unison, comparând partidele de guvernământ de la noi și de peste Prut. Aceste proteste din România, cât și protestele din Republica Moldova, sunt foarte asemănătoare. Exact aceeași mafie la guvernare avem. Suntem și noi împotriva corupților și penalilor. Manifestanții au susținut că situația din Republica Moldova și cea din România este una similară, iar prin acțiunile de susținere vor să prevină
prevină eventualele violențe la protestul planificat pentru sfârșitul lunii august la Chișinău. PSD, PD, aceeași masie și în România și la noi am ajuns că lumea nu are ce mânca. S-a trezit poporul român. Eu nu pot să de acasă decât să fiu solidar. Manifestația a fost organizată de PPDA, PAS și PLDM. Purtătorul de cuvânt de la PD nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile manifestanților. Cei prezenți au condamnat acțiunile jandarmeriei române împotriva protestatarilor și au încurajat românii care luptă pașnic pentru o democrație veritabilă. Vedetele autohtone ale Instagramului și-au scos garderoba la vânzare. Haine cumpărate din magazine de brand pe care au dat bani grei au fost vândute în scopuri caritabile, iar prețurile au variat de la 50 la 400 de lei. Banii adunați urmează să ajungă la Matei, un băiețel de 11 luni diagnosticat cu tumoare cerebrală. Laura Jdanov și Gabriela Damir și-au propus o duminică a faptelor bune și le-a reușit. Zeci de tinere s-au înghesuit să răscolească prin garderoba celor două fashioniste, iar în câteva ore hainele s-au dus ca pâinea caldă. Având foarte multe hăinuțe pe care nu le purtăm, am decis să dau a doua viață hăinuțelor mele. Pentru că voiau cu tot din adinsul să achiziționeze o anumită ținută, unele fete au făcut chiar rezervări din timp. Aveam o rochie cu floarea soarelui și o fetiță m-a sunat încă de ieri și mi-a spus: te rog frumos, lasă pentru mine deoparte. Și a venit fetița, cum și-a promis, și a cumpărat rochița. Majoritatea hainelor sunt croite peste hotare, acolo unde cele două fashioniste și fac cel mai des cumpărături. Chiar dacă pe unele articole au dat grămezi de bani în cadrul târgului, hainele nu au fost vândute cu mai mult de 400 de lei. Rochia asta, la 18 ani, dacă nu mă greșesc, la ziua mea am purtat-o 200. Nu are sens de pus mai mult pentru că sunt purtate. Scopul este să vină cât mai multă lume. Cea mai ieftină, asta. Asta e cea mai ieftină, 50 de lei. Femeile care au venit la oră de la deschiderea târgului nu prea au avut ce cumpăra, așa că s-au mulțumit cu hainele care au mai rămas. Am cumpărat un maiou drăguț, 50 de lei am dat. Ideea a fost să vin pentru, anume pentru acest scop caritabil, pentru a ajuta un mic copil să-și trăiască viața. Scopul târgului a fost de a strânge bani pentru Matei, un băiețel care la doar 11 luni a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală. El urmează să fie operat peste hotare și merge vorba despre 110.000 dolari. Acesta este al doilea târg de caritate. Eu planific să fie organizate mai multe târguri. Am foarte multe idei. Să facem un bine toți. Penitenciarul de la Bubuieci, care ar urma să-l înlocuiască pe cel din capitală, va fi gata peste 3 ani, asta deoarece firma olandeză care a fost angajată să elaboreze proiectul clădirii a cerut mai mulți bani pentru serviciile sale. Astfel, acum o companie autohtonă va finaliza schița, iar până în 2021 închisoarea ar trebui să fie construită. Potrivit responsabililor care se ocupă de implementarea proiectului aproape la un an de când a fost contractată pentru a proiecta clădirea penitenciarului, compania din Olanda, care lucra în consorțiu cu una de la noi, ar fi încercat să modifice condițiile contractului. Asta în condițiile în care penitenciarul trebuia să fie gata la sfârșitul lunii iunie al acestui an. Au solicitat o majorare de preț pentru lucrările care urmează să le desfășoare și au solicitat și un termen majorat cu aproximativ 8 luni pentru finisarea lucrărilor, cu care n-a fost de acord nici membrii unității și nici membrii Consiliului și Comitetului de Supraveghere a Unității și Banca de Dezvoltare. Și atunci noi nu am prelungit contractul cu dumnealor. Astfel, compania olandeză s-a retras și a rămas să se ocupe de proiectare firma de la noi cu care au lucrat olandezii. Autoritățile spun că sunt deja pe ultima sută de metri în ceea ce privește proiectarea clădirii. Astfel, săptămâna viitoare ar urma să fie prezentată varianta finală a acesteia, ca mai apoi să înceapă lucrările de construcție. Din câte se poate vedea, terenul din Bubuieci, pe care urmează să fie construit noul penitenciar, a rămas neschimbat ca acum 2 ani. Nu a fost pusă nicio piatră la temelia clădirii și nici pomii care cresc aici nu au fost defrișați. Cei care se ocupă de proiect spun că imediat ce va fi definitivat planul edificiului, în 30 de luni acesta va fi gata. Autoritățile spun că nu au decis deocamdată ce se va întâmpla cu penitenciarul 13. Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarilor crede că acesta ar trebui transformat într-un muzeu. Colegii noștri din România mizează foarte mult și fac un muzeu la nivel de Administrația Națională a Penitenciarilor. Ar fi binevenit să avem și noi unul în țară. Noua închisoare va avea 1536 de locuri, dintre care 1245 vor fi amenajate pentru bărbați, 130 pentru femei, 128 pentru condamnații ce vor fi angajați pentru a menține curățenia în interior și pe teritoriul închisorii.
închisorii și 33 de locuri pentru deținuții cu nevoi speciale. Penitenciarul va fi construit din cele 39 de milioane de euro, bani luați cu împrumute de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei încă acum 5 ani. Suma urmează să fie returnată în 20 de ani de către stat. Construcția penitenciarului vine după ce țara noastră a pierdut nenumărate dosare la CED în urma plângerilor pușcăreașilor care au invocat condiții inumane de detenție. Dispar olarii și niciul celele din lup nu mai sunt atât de întrebate. Meșterii care au mai rămas și-au expus astăzi lucrările la târgul olarilor de la Hoginești. La târg spun că au avut ce vedea, dar că au cumpărat mai mult suvenire. Mai multe despre atmosfera de acolo vedeți la știri. După 12 ani trăiți în Portugalia, și-a lăsat afacerea care mergea pe roate acolo, a revenit în țară și s-a regăsit într-o activitate de suflet. O tânără din capitală pictează desene inedite pe tricouri. Piesele vestimentare sunt unice și atrag atenția prin culoare și personajele îndrăznețe alese de clienți. Pe Irina Brașovean am surprins-o în primele ore ale dimineții, pregătindu-se să plece la serviciu. Chiar și pentru munca la birou a ales să poarte un tricou pictat de ea. Acum 2 ani a revenit împreună cu familia din Portugalia, deși acolo avea un salon de frumusețe pe litoral și se bucura de mulți clienți. Aici însă a luat-o de la capăt, iar portugheza, care vorbea fluent, a ajutat-o să se angajeze la o companie internațională din Chișinău. Eu, de fapt, mi-am luat din Portugalia tot ce mi-a trebuit. Eu mi-am luat experiența, eu mi-am luat cetățenia. Am venit acasă cu ideea să implementez aici ce am. Experiența care o am de acolo, mi-e foarte mult oameni spune că e foarte greu. Eu, într-adevăr, nu am la momentul afacerea acasă, dar eu intenționez să o fac și eu peste vreun an, doi, o să vă spun dacă este greu sau nu. În afară de munca de la birou, deja de câteva luni, tânăra a revenit la pasiunea ei de a picta, pentru că asta a învățat la Colegiul de Arte. Primul experiment l-a făcut pe geaca fiicei sale. Privisem o emisiune unde era o fetiță care picta pe geci. Eu mi-am adus aminte că am o geacă de-a copilului meu, asta e geaca Andrei. Noi am găsit culorile, am luat geaca și am făcut primul nostru desen. Evident că nu am putut să nu ne lăudăm prietenilor noastre care l-au apreciat. Nu am putut să cumpăr geci la toate prietenile și să le desenez, să le ofer cadou, așa că am cumpărat tricouri, fiindcă era mai simplu. După ce a publicat creațiile pe rețelele de socializare, au apărut mulți doritori de a avea tricouri personalizate. În timp ce unii vor personaje din poveste pe tricouri, alții optează pentru păpuși asemănătoare cu ei. Cei clienți se roagă să le... să facem culoarea părului care, ca să-i caracterizeze cumva, adică culoare, lungime, culoarea ochilor. Faceți după poză cumva, vă uitați în poză? Nu fac după poze, eu nu sunt portretist, deci eu nu fac portrete. Eu pot să pun careva detalii care îl caracterizează pe om. Deci ăsta e unul din preferatele mele. Caracterizează foarte bine tineretul din ziua de astăzi. Asta înseamnă să te bucuri de viață. Mamele preferă să-și îmbrace picii în tricouri pictate cu personaje din desene animate, iar uneori toți membrii familiei vor să se îmbrace la fel. Am o prietenă care a primit cadou din partea mea la ziua ei de naștere un tricou și îmi spune: Irina, când sunt îmbrăcată în el, deci eu simt că lumea se uită la mine. Mie mi se întâmplă foarte des ca să mă întreb: uau, ce tricou interesant, de unde l-ați cumpărat? Și eu tare sunt mândră, eu l-am făcut. Mie îmi plac caricaturile, mie îmi plac desenele stilizate, mie îmi plac culorile aprinse. De curând Irina a început să picteze și genți. Un clutch care mi l-am făcut cadou la ziua mea de naștere și la care țin foarte mult și cred că pe viitor o să apărăm cu o linie de gentuți de genul ăsta. Tânăra dă asigurări că desenele rezistă o perioadă îndelungată dacă tricourile sunt spalate manual. Diminețele și serile Irina și le petrece la această masă din bucătărie, combinând culorile pe tricourile care urmează să ajungă la clienți. Cât trebuie să fie lăsat să o suce? Deci undeva jumătate de oră. Dacă alegerea clientului a fost una reușită, ar trebui să-i placă tricoul. Acum Irina Brașoveanu încearcă să-și transforme pasiunea într-o afacere și spune că este gata de propria poveste de succes. Însoțit de un grup de socialiști, Igor Dodon a mers din nou să se roage pe muntele Athos. Acesta s-a lăudat pe Facebook, unde a postat și o poză. La fel ca și anul trecut, cei care l-au însoțit sunt îmbrăcați identic, în maiouri și chipiuri albe. Doar că de această dată imprimeul este altul.
Un alat de socialiști îmbrăcați în alb, dar și fiul cel mai mare îl însoțesc pe Igor Dodon în pelerinajul său de pe Muntele Athos. În loc de iubesc Moldova, în acest an pe maior este scris sloganul de campanie a lui Dodon, Moldova are viitor. Președintele însă a adoptat o altă ținută. Primul popas, deputații și șeful statului l-au făcut la o mănăstire unde unul dintre ctitori ar fi Ștefan cel Mare. Noi de fiecare dată când venim aici ne obținem forțe suplimentare pentru a face față provocărilor. Dodon a făcut referire și la alegerile parlamentare care vor avea loc în februarie. Am luat cu noi și o icoană care vrem să meargă în toate mănăstirile. Și care pe urmă va fi ridicată, va fi instalată în clădire renovată a președinției. Și dacă icoana va fi adusă înapoi în Moldova, acolo pe munte, socialiștii au lăsat vin moldovenesc și câteva covare oferite în dar mănăstirii. Igor Dodon spune că în 2-3 zile va merge la 10 mănăstiri. În timpul vizitei de anul trecut, președintele a postat o mulțime de fotografii pe pagina sa de Facebook. Cum a urcat munții, a urcat pe tron, a îngenunchiat în biserici și s-a rugat la icoane. De unele poze, internauții au făcut haz, precum și de mesajul neînțeles care a apărut la un moment dat. Atunci Dodon a precizat că în timp ce ridica munții, tastele de la telefonul său, care ar fi fost în rucsac, s-ar fi apăsat involuntar. Este al treilea an la rând când Igor Dodon merge în vacanță pe Muntele Athos. Plăcintele au fost vedete astăzi la șolcani cu vișină, cartofi, bostan sau brânză și mărar. Deliciile culinare au fost savurate cu mare poftă de vizitatorii festivalului La Cuptorul cu Plăcinte. În premieră în acest an s-a copt o plăcintă uriașă de 3 metri. Chef, arome de bucate și zeci de kilograme de plăcinte au făcut astăzi atmosferă la șolcani. Ca acum sute de ani, precum o făceau strămoșii, oamenii au întins un ospăț pe iarba verde, au îmbrăcat straie naționale și au încins hore. 10 de gospodine venite din raion și-au adus plăcintele la care au frământat o noapte întreagă. Altele le-au împletit pe loc chiar la gura cuptorului. Sunt foarte gustoase, sunt copte la cuptor și sunt făcute chiar aici pe loc. Ne simțim bine, lucrăm împreună toate. La prima dată suntem, tare frumos. Pe lângă plăcintă, oaspeții au putut gusta din friptura pregătită la foc de lemn, în ceaune uriașe, mămăligă, dar și porumb fiert. Organizatorii au amenajat și un târg cu obiecte handmade, articole croșetate sau împletite din lozie. Pe scenă și-au făcut loc nu doar cântecele, dar și micile spectacole pregătite de localnici. Dragul bunicuții, nu scapa apinica pe jos! Da, limba caldă! În premieră la festival s-a copt o plăcintă uriașă de 3 metri lungime. S-au pregătit bucate alese. Vinul curge din ulcior. Aici o plăcintă mare de 3 metri pregătită de o mahala întreagă. Pe lângă oficialii locali, la eveniment a participat și viceambasadorul Poloniei la Chișinău. Acesta s-a arătat impresionat de bucătăria moldovenească. Sunt bucuros să vedem tradițiile vivante al poporului, tradiții naționale și frumoasa bucătăria. Festivalul La Cuptorul cu Plăcintă este la a treia ediție. Sărbătoare și voie bună și la Hoginești, Călărași, olarii din toată țara, cei drept mai puțin decât în anii precedenți și au expus astăzi cele mai inedite lucrări. Vizitatorii au putut admira dar și cumpăra obiecte de artizanat și suvenire. Ulcelele din lut nu prea s-au întrebat, semn că sunt înlocuite cu altele. Meșteri populari din toată țara s-au adunat astăzi la festivalul Vatra Olarului din satul Hoginești, Călăraș, unde au prezentat obiecte originale confecționate din lut. Gheorghe Panțâr modelează lutul pe roata de mai bine de 20 de ani. Vasele sunt vândute la târguri și expoziție. Avem diferite forme, 20, 30, 50 de modele, începând de la burlui, ulcic, de sarmale, gavanoz de borș, burlui mari, mici,
Avem diferite forme tradiționale care au fost înainte și le păstrăm. Nu au lipsit astăzi de la târg nici meșterițele populare care au venit cu lucrări brodate, unele fiind destul de vechi, dar care și-au păstrat frumusețea până în prezent. Elizaveta Marina a venit la târg cu peste 100 de modele de ei lucrate manual. Ea spune că pe vremuri se lucra și până la 3 ani la o cămașă. Astăzi, pentru prima dată, a hotărât să scoată la vânzare rochiile moștenite de la mama sa. Are undeva 101-102 ani de bunicilor mei, făcut din pânză naturală, țesute, scusute, fier cu fier, tot manual. Au fost organizat și un masterclass la făcutul cele pentru toți vizitatorii curioși. Cine dorește poate să facă pe locul ulcii, că e nevoie doar de răbdare și două mâini dibace. Doritorii o pot lua chiar acasă. Cei mai curioși au fost, desigur, copiii care au așteptat răbdători minute bune pentru a încerca meseria de olar. I-a făcut o farfurie. O farfurie. Ca să iau acasă. Dumitru Pascar a învățat să lucreze cu piele acum 13 ani. Astăzi și-a expus modelele de căciuri și opinci. Modele sunt și cu talpă și fără talpă, cum se făceau pe vremuri, și din piele crudă, din piele prelucrată, mici pentru suveniri, mai mari pentru noi născuți. Deoarece cuptoarele nu mai sunt de mult la modă, vizitatorii și-au umplut pungele mai mult cu suvenire decât cu tradiționalele oale pentru sarmale. Aceștia și-au mai luat și câte o centură din blană ca pe timpuri sau ei brodate manual. Foarte interesant și este binevenită un așa festival pentru Republica Moldova, deoarece mulți persoane sunt plecate și mulți se reîntorc și cumpăr obiectele strămoșești și le duc undeva pe șotar. Acest centură care este tradițional moldovenilor, care ne protejează de curenții de aer și îndeosebi de durerile de spate. Atât de băcii în munca asta depusă de dânsii, când văd lucrurile astea atât de minunate. Este un târg a tuturor meșterilor populare din Moldova și e deschis oaspeților de pește hotar în domeniul olăritului. Târgul a fost organizat al 8-lea an consecutiv. Amatorii de fenomene astronomice ar trebui să stea cu ochii țintiți spre cer în această noapte, deoarece va ploua cu stele. Cometa Swift-Tuttle, care se întoarce înspre Soare odată în 135 de ani, când se apropie de Soare, vedem să se formează o coadă lungă de milioane de kilometri lungime și noi când trecem cu Pământul prin acest torent, noi și vedem ploaia de stele. Ploaia de stele va ține până la ora 5 dimineața. Imediat la știri aflați ce trebuie să faceți ca să vedeți mai bine meteorii căzând. Noi detalii în cazul bărbatului care a furat un avion în statul Washington. Individul era un mecanic de pe aeroport în vârstă de 29 de ani și avea probleme psihice. Înainte de prăbușirea avionului, acesta și-a cerut scuze pentru acțiunile sale. What the hell is this guy doing? Richard Russell a furat o aeronavă de pasageri și a zburat aproape o oră. În timpul zborului, fiind supravegheat de două avioane militare, mecanicul a încercat chiar să facă figuri periculoase de acrobație. Din primele informații, individul suferea de tulburări psihice și a vrut să-și pună capăt zilelor. Tunul de control a anunțat că traficul pe aeroportul Tacoma din Seattle a fost paralizat. Alarma s-a dat după decolarea neautorizată a avionului de pasageri cu o capacitate de 90 de locuri, care era gol. De la sol, oamenii au filmat cum aeronava zboară haotic și cum la un moment dat pare că face acrobații aeriene, periculos de aproape de suprafața unui lac. În tot acest timp, pilotul de ocazie a discutat cu operatorii din turnul de control, care au încercat să-l convingă să se întoarcă în aeroport, însă în zadar. I got a lot of people that care about me and it's going to disappoint them to hear that I did this. I would like to apologize to each and every one of them. Just a broken guy. Got a few screws loose, I guess. Never really knew it till now. Fiecare mișcare a aeronavei a fost supravegheată din apropierea de două avioane de luptă, ridicate de la sol special pentru monitorizarea situației. Piloții primiseră ordin de a face tot necesarul pentru protecția celor de la sol. Nu a trecut mult timp și aparatul de zbor furat s-a prăbușit pe o insulă aproape pustie. Înainte să se află care au fost motivele din spatele acestei acțiuni bizare, poliția locală a dat asigurări că nu e vorba de un atentat terorist.
Carina Țurcan, femeia de afaceri originară din Republica Moldova, arestată în Rusia pentru spionaj, rămâne după gratii. Judecătorii de la Moscova i-au prelungit mandatul de arest până pe 14 noiembrie. Născută în Moldova, dar cu cetățenie rusă și română, Țurcan este acuzată că din 2004 a început să coopereze în secret cu serviciile de la Chișinău. Ea a respins acuzațiile și spune că și-a dorit îndepărtarea ei din Consiliul de Administrație al Interrao. Presa rusă afirmă că Țurcan avea relații foarte bune cu șeful companiei, care a fost asistentul lui Dmitri Medvedev, înainte ca acesta să devină președinte. Istoria Moldovei poate fi nu doar citită, dar și ascultată. Articole audio care pot fi descărcate direct pe telefonul mobil au apărut recent pe internet. Au fost scrise de Nathan Garștea, un expert economic de la noi, pasionat de istorie, care vorbește despre evenimente istorice în podcasturi. Povestind despre Moldova, totdeauna menționăm că ea se află la intersecția Occidentului și a Orientului, că suntem la o răscruce de drumuri și trasee comerciale. Dar iată, Grigore Ureche vedea situația altfel, că Moldova se află, citez, în calea răutăților. O opțiune pentru cei care au obosit de cărți și manuale sau pur și simplu preferă să asculte mai mult decât să citească pot fi podcasturile. Mai nou găsiți pe internet articole audio despre istoria Moldovei. Avantajul la audio e ce că da, s-o ocupați doar urechile. La sport, în mașină, la o plimbare dimineață sau la alergat sau eventual la prășit în grădină. Deci e comod pentru toate. Povestesc mai mult despre Principatul Moldovei. După 1812 două părți, după a doua jumătate secolul 19 deja e România. Autorul, care este și consilier al guvernatorului Băncii Naționale, spune că până acum a ascultat podcasturi despre istoria altor state, iar apoi a căutat articole audio și despre țara noastră, dar nu le-a găsit. Așa că s-a gândit să le creeze singur. Recunoaște că a depistat în cărți multe evenimente istorice interpretate diferit în funcție de factorii politici. Uitați-vă la noi ce se întâmplă dacă fiecare schimbare a, să zic, vectorului geopolitic, la noi schimb manualele de istorie și atât. Când a început doar să apară ideea națională a românilor, a popoarelor români, atunci evident s-a pus accentul deodată pe aceea că noi suntem urmașii romii. Pe urmă a venit un curent național autohton și invers pune accent pe aceea că dacii liberi au fost la baza creierii popoarelor noastre. Încerc să vorbesc în primul rând despre fapte certe, fără a le da o interpretare. Până acum au fost înregistrate 11 articole audio despre mai multe perioade din istoria țării. V-ați gândit vreodată cum au apărut banii și care este semnificația lor și motivul apariției lor? Sunt perioade mai interesante în istoria noastră, sunt perioade, da, vreo mii de ani când nu știm mai nimic despre teritoriul nostru și, pe de-o parte, tot e interesant de încercat de găsit din alte surse, din Imperiul Bizantin și istoria lor, au destul de referință. Podcastul despre istoria Moldovei se bucură deja de ascultători fideli, mai ales că articolele sunt disponibile online, ori pot fi descărcate gratuit direct pe telefonul mobil și ascultate fără conexiune la internet. Odată urcam în avion și cineva se ridica să întâmplarea mea și mi-a arătat pe telefon că avea podcastul istoria Moldovei și l-a lăudat. De-a lungul timpului, istoria a fost un subiect controversat în țara noastră, împărțind cetățenii în două tabere. În 2017, după ce a devenit președinte, Igor Dodon a anunțat că vrea ca în școli să fie studiată istoria Moldovei și nu cea a românilor, menționând că va face acest lucru după alegerile parlamentare. Propunerea a fost dur criticată de un grup de istorici și profesori, dar și de numeroși elevi. Imagine amuzantă a fost surprinsă pe o stradă din Londra după o ploaie ușoară. Trecătorii care nu au vrut să-și ude încălzăminte au găsit o soluție perfectă pentru a traversa strada. Oamenii au construit un pod din niște scaune pe care le-au împrumutat dintr-un magazin și au mers pe ele. Din imagini se vede că s-a format o coadă imensă din zeci de persoane care așteptau să treacă podul improvizat. Unii însă nu au fost atât de pretențioși, așa că au mers prin apă.
Cel mai mare spectacol de pe cer va fi în această seară, când mii de meteoriți vor cădea din cer. Meteorii pot fi observați cu ochiul liber, iar cel mai bine se văd în afara orașului, acolo unde nu sunt stâlpi și felinare. Momentul de maximă intensitate a fenomenului este după miezul nopții. În această noapte, amatorii de fenomene astronomice vor putea admira cea mai mare ploaie de stele care are loc în fiecare an. În nevul mediu, în Italia, fenomenul era numit Lacrimile Sfântului Laurențiu. Cometa Swift-Tuttle, care se întoarce înspre Soare odată în 135 de ani, când se apropie de Soare, la dâns se formează o coadă lungă de milioane de kilometri lungime și noi când trecem cu Pământul prin acest torent, noi și vedem ploaie de stele. Perseidele pot fi observate în fiecare an între 17 iulie și 24 august, atingând de obicei intensitatea maximă în perioada 12-13 august. Noi am putea să vedem, de exemplu, până la 60, după unele calcule 80, chiar 100 de meteori pe oră. Unele particule mult mai mari, care sunt mai grele, de exemplu, de câteva miligrame sau câteva grame, formează așa numiți bolizi. Asta sunt tot aceleși meteori, însă mult mai mari. Resturile de cometă, care sunt foarte mici, se aprind în contact cu atmosfera terestră și astfel luminează cerul nopții. Cele mai multe fragmente sunt de dimensiunea unui bob de nisip, prin urmare nu sunt un pericol. După ora 11 de acum, noi putem să observăm acest meteor și cu timpul intensitatea o să crească. Mai există un val de meteori care se numește Leonidele. Ele pot fi observate mult mai târziu. Acest fenomen are loc odată la 33 de ani, când cometa se întoarce spre Soare. Atunci are loc o adevărată ploaie de stele. Următorul val urmează să aibă loc în anul 2031. În fiecare zi, în atmosfera Pământului cad între 5 și 6 tone de meteoriți. Pentru a-i putea observa, trebuie să ne aflăm într-o zonă foarte întunecoasă. Însă și în oraș poate fi văzut acest fenomen. A fost gălăgie astăzi pe malul lacului Ghidici. Mai mulți șoferi s-au întrecut la o competiție de drift. Partea cea mai palpitantă a evenimentului a fost așa numitul drift taxi, când spectatorii au făcut-o pe pasagerii mașinilor imediat la sport. Vedeți emoțiile acestora. Un american a primit o despăgubire de 289 de milioane de dolari. Fostul grădinar, care are cancer în faza terminală, a învinuit o mare companie de erbicide că nu a prevenit pe ambalaj despre potențialul cancerogen al substanței. Potrivit bărbatului, produsul companiei a provocat boala. Did you find by clear and convincing evidence that Monsanto acted with malice or oppression in the conduct upon which you base your finding of liability in favor of Mr. Johnson? Answer, yes. Un judecător din San Francisco a decis că produsul a contribuit la apariția bolii și că producătorul trebuie să-i plătească bărbatului 289 de milioane de dolari drept despăgubire. În principal pentru că nu a avertizat pe ambalaj că substanța are potențial cancerogen. Bolnavul în vârstă de 46 de ani le-a mulțumit juraților, convins că victoria lui va schimba viețile a mii de oameni care au suferit și ei de pe urma produsului. Avocatul său a declarat că și alte 4.000 de persoane l-au dat în judecată pe producător. Acesta însă susține în continuare, în ciuda verdictului, că erbicidul său nu prezintă pericol. Buie de motoare și miros de pneuri arse, câțiva șoferi și-au demonstrat maestria la un mini-turneu de drift de la Vatra. Doritorii au avut ocazia să fie pasagerii sportivilor. Mai mulți șoferi pasionați de motoare s-au adunat astăzi pe un teren de la Vatra în căutarea adrenalinei. Au venit cu mașinile de sute de cai putere și au încercat să facă drifturi cât mai sofisticate. Partea cea mai palpitantă a evenimentului a fost așa numitul drift taxi. Spectatorii dornici de senzații tari au putut urca pe scaunul din dreapta șoferului. Să
super. Nu de mult am început să fiu pasionată de așa ceva. A fost excepțional. Pilotul a fost foarte abil. Emoții foarte tari, mai ales când vezi o mașină din spate cât pe ce să te atingă. Și eu sunt pasionat de mașini, în special de drift. Organizatorul evenimentului și unul dintre piloți, Vladimir Codreanu, care lucrează într-o firmă de piese auto, spune că mașinile sunt modificate special pentru drift. Au motoare puternice, frânele de mână hidraulice și diferențiale blocante. Vladimir nu își poate închipui viața fără drift. Driftul în viața mea a început, cred că odată cu apariția filmului Fast and Furious 3. Pentru mine este o pasiune din copilărie. Acesta este visul meu. Sunet de motoare, adrenalină, lucruri pozitive, companie. Piloții spun însă că le vine greu să găsească terenuri pentru antrenamente. Este un sport foarte nou în Europa, care a cucerit toată Europa. Noi un pic a rămas mai în urmă și încercăm de-am a treia an să organizăm în Moldova. Aș spune că băieți încet, încet încep a progresa. Unii piloți participă și la campionatul Moldovei de autoslalom. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Greu de pensionat cu Bruce Willis. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022210130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079400508. Eu vă doresc o seară frumoasă și un început de săptămână reușit!